already in the 19th century, you have the ideological variant that says the Romanians have to disappear, and you have this imperialistic variant, set of imperialistic interests that also want Romanians to disappear. And the Romanians refuse to disappear. Dacă o asemenea carte o scria un român, atunci probabil că avea o mică credibilitate, pentru că noi, de regulă, suntem foarte suspicioși. Fiind vorba de un american, sigur, lucrurile au o altă, să spun, forță de convingere. Larry Watts, din câte știu, cunoaște România de dinainte de Ceaușescu și... drăznesc să afirm că e scris așa de un... de un soi de insider, de un om care cred că știe mai multe decât a declarat în carte. Pentru a salva restul Balcanilor, s-ar putea chiar să fim obligați să aruncăm România lupilor. București, 2010. Profesorul american Larry Watts ne propune o reconsiderare a ultimului secol de istorie în baza consemnărilor oficiale ale vremii. Cartea sa, intitulată sugestiv Ferește-mă, Doamne, de prieteni, scoate la lumină un adevărat război clandestin împotriva României. Bazându-se pe date și fapte reale consemnate în arhivele serviciilor secrete, Larry Watts ne vorbește într-o manieră șocantă despre războiul rece, despre percepția și acțiunea Statelor Unite, respectiv Uniunii Sovietice, față de România. Și par atât de sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt, lupt. Larry Watts, ești un american care a studiat vreme îndelungată spațiul ex-sovietic. Există o serie de îndoieli asupra modului în care România a fost privită de-a lungul vremii de către țările occidentale, în mod special de către Statele Unite. Aș vrea să te întreb de ce ai ales să studiezi România și nu altă țară. De fapt, a fost o decizie și motivată de războiul rece și în timpul războiului rece. Am fost un războinic în pregătire pentru războiul rece. Nu asta eroe cu armă în mână, asta în scaun cu analiză. Și în timpul acesta, de fapt, jocul cel mai mare a fost cu Uniunea Sovietică. Cu asta trebuie să fii preocupat. Și am fost preocupat cu asta, în special cu politica militară și cu relațiile între partidul militar și cu instituții de forță în stat, armată în special, și forțele informații. Dar la acești, noi am fost, noi am fost sugerat foarte puternic să aibă și o altă țară din zonă, din blocul sovietic, și am ales România. Și România dintr-un punct destul de ușor de înțeles în timpul acesta, nu numai din cauza Nadia Comăneci, care a fost... Da, au fost și alte aspecte care au făcut România interesantă pentru americani. Da, asta, de fapt, am intrat în studii în acea zonă în 75 despre Uniunea Sovietică și în 78 despre România. Și 78, 2 ani după acest olimpic famos cu primele 10, dar mai mult decât asta, a fost în 78, România a fost cunoscuți prin toate civil și militar ocupat în la Departament de Stat, de exemplu, ca fiind unul dintre cel mai independent din toate statele din zonă. Mai târziu, de fapt, ce noi am descoperit... Independent de sovietici? De sovietici, de fapt. Unul care a sfidat aproape pe toate linii și nu numai pe lucrurile mici. Războiul rece, un conflict care a marcat mai bine de o jumătate de secol. De unde a pornit? Cum s-a desfășurat? Dacă a fost sau nu inevitabil? Cum pot fi interpretate acțiunile celor doi mari actori, Statele Unite și Uniunea Sovietică, sunt chestiuni pe care istoricii încă le mai dezbat.
Cert este că a fost o perioadă de permanentă tensiune politică și militară, dar fără angajare armată directă și competiție economică acerbă dusă cu toate mijloacele. A început la finele celui de-al doilea război mondial și a încetat odată cu prăbușirea URSS în 1991. O stare de conflict pe care un celebru politolog o descrie sumar: război imposibil, pace improbabilă. Practic, toată perioada războiului rece a fost caracterizată de alternanța între perioade scurte de acalmie și momente puternic tensionate. Blocada Berlinului în 1949, războiul din Coreea, criza Suezului, Revoluția Ungară, criza rachetelor din Cuba sau războiul din Afganistan sunt doar câteva exemple. Și peste toate acestea, o uriașă suspiciune reciprocă, marcată de o confruntare pe măsură în planul serviciilor secrete. During the Cold War, basically everyone who got involved in the field to be involved in this sort of East-West confrontation, as I did, first were Soviet specialists. So the first thing you studied was the Soviet Union. You studied its institutions, its ways of behavior. My own specialty was military, civil military, and later on intelligence institutions. And basically the idea of a specialist during the Cold War was to discover patterns of behavior so that you could predict what they were going to do next. E foarte greu să faci afirmații clare despre o lume atât de fascinantă, dar în același timp și de necunoscută, cum e cea serviciilor secrete. În relațiile internaționale ale unui stat, în primul val al acțiunilor se află serviciile speciale. Abia undeva, pe locul 2-3 apare și Ministerul de Externe și Guvernul și așa mai departe. Din felul cum se negociază la aceste prime contacte, decurge ceea ce se va întâmpla ulterior. From my perspective, I wanted to know everything I could about the Soviet military and intelligence service, not only for predictability, but also to identify vulnerabilities. Where would there be an advantage to us if we could influence some policy line, for instance? When I started studying Romania as well, I naturally focused on the same sorts of things. So I focused on military and the intelligence services, and ironically on something that was also later became part of Soviet disinformation, but was also a real phenomena, the clash between the securitate and the military, having to do with an institutional clash that has to do with institutions anywhere. Dezintegrarea Germaniei naziste a condus la dizolvarea parteneriatului din timpul celui de-al doilea război mondial. Stalin dorește să fie recompensat teritorial pentru sacrificiul poporului său și pentru reușitele de pe front. Din Marea Britanie, Churchill urmărește să prevină căderea Europei Centrale în mâinile dictatorului sovietic cu orice preț, fie chiar și sacrificând Estul. La Yalta, în februarie 1945, Europa de Est este practic pierdută în favoarea URSS, nu atât ca un act premeditat de puterile occidentale, cât pentru că președintele american Roosevelt și prim-ministrul britanic Churchill aveau pe agendă alte priorități. O ipoteză pe care o completează astăzi arhivele desecretizate din Marea Britanie. Întâlnirea care a avut loc între Churchill și Stalin în octombrie 1944 la Moscova, s-a discutat despre împărțirea Europei de răsărit în sfere de influență și s-a realizat un acord de procentaj. Potrivit acelui acord, România era în proporție de 90% în sfera de influență sovietică. Foarte mult s-a spus atunci și după aceea, mai ales după aceea, că Churchill nu făcea, de fapt, decât să dea rusului ceea ce era deja în mâna rusului. Dacă ar fi vorba de octombrie 44, este în regulă. E octombrie 44, sovieticii dețineau cea mai mare parte a României și Grecia era pentru Marea Britanie mult mai importantă decât România. Numai că acest lucru a fost stabilit cu 2 ani mai devreme și v-aș ruga să-mi dați voie să citesc din acest document pe care l-am publicat într-o lucrare. Este vorba de un schimb de mesaje între serviciile speciale britanice și Ministerul de Externe, Foreign Office. Serviciile britanice întreabă și a definit Foreign Office-ul poziția față de România. Este absolut necesar să cunoaștem acest lucru ca să știm ce vom face în această țară. Mesajele de la serviciile speciale plecaseră către Foreign Office la începutul lui decembrie 1942, deci cu 2 ani înainte de târgul de la Londra. În ultima zi anului 42, în 31 decembrie, vine răspunsul de la Foreign Office. Iată ce se spune acolo. Avantajele pe termen scurt ale cooperării cu Maniu, adică sabotaje, dezagregare armate și altele, sunt prea mici și prea problematice pentru a justifica dezavantajele pe termen lung
ale implicării noastre anticipate în ce privește viitorul politic și teritorial al României. Deci ne putem implica cine știe ce în această țară, că nu facem decât să ne creăm probleme. Eu sunt de acord că ei nu doreau să justifice și să apere regimul teritorial, situația teritorială a României, că se înțeleseseră în toate documentele de la Foreign Office, Basarabia este redată Uniunii Sovietice. Dar e vorba de viitorul politic al României. În România, în acel timp, în 42, era o monarhie. O monarhie care se înrudea cu monarhia de Windsor. Ce făceau? O abandonau pur și simplu? Declanșarea unor serii de sabotaje în România ar fi dus la ocupația țării de către germani. Ormaniu și nu doar el doreau să evite această situație. Oficialitățile de la Washington, ca și cele de la Londra, de la Paris, încurajau opoziția, în special Partidul Național Țărănesc, pe Iuliu Maniu, să opună rezistență sovieticilor, regimului Groza, că americanii, englezii, francezii vor avea grijă și vor acționa în așa fel încât România să nu rămână sub dominație sovietică. A fost o iluzie, din păcate, și mulți lideri politici au murit în închisori. Între aceștia Maniu, cu credința că or să vină americanii și englezii. Numai că americanii și englezii n-au venit pentru că ei își urmăreau interesele lor. Aveau aici oameni pe care să-i stimuleze mai mult pentru a crea dificultăți sovieticilor, nu pentru că ei realmente ar fi dorit să declanșeze un război, să elibereze doamne poporul român. Nici vorbă de așa ceva. Când va veni timpul să discutăm aceste probleme cu guvernul sovietic, vor fi destule alte încurcături fără a le mai lua în calcul pe cele venite din partea României. Și poate fi chiar posibil ca pentru a obține ceea ce dorim în alte privințe să trebuiască să recunoaștem în mod tacit cererea guvernului de a dispune de România așa cum dorește el, iar pentru a salva restul Balcanilor s-ar putea chiar să fim obligați să aruncăm România lupilor. Deci nu 44. 42. Lucrurile se stabilise, erau foarte clare pentru britanici în 1942. Un sacrificiu trecut cu vederea de occidentali. Americanii urmăresc să-și asigure sprijinul sovietic împotriva Japoniei, iar Marea Britanie este preocupată să împiedice dezmembrarea Germaniei și să limiteze pretențiile reparatorii ale URSS. Concesia lui Stalin este semnarea declarației comune asupra Europei eliberate, prin care promite alegeri libere și guverne democratice în statele Europei de Est. Libere și democratice, dar în accepțiunea sovietică. În aprilie 1945, încălcarea declarației devine flagrantă, odată cu instalarea guvernului comunist aservit Moscovei în Polonia. Acest război nu seamănă cu cele din trecut. Cel care ocupa acum un teritoriu își impune propriul sistem social. Fiecare își impune propriul sistem până acolo unde i-au ajuns armatele. Nu se poate altfel, spunea Stalin. La conferința de la Potsdam din iulie-august 1945, sau cum o numesc unii, dialogul surzilor, Stalin insistă asupra recunoașterii guvernelor impuse de sovietici în Polonia, Bulgaria și România și este imun la cererile Occidentului pentru alegeri libere în Europa de Est. Stabilirea sferelor de interes marchează astfel începutul unei politici de forță și România va trebui să se descurce pe cont propriu în fața temutului vecin de la Est. You published so many studies about Romania. You've studied for many years Romanian history. I ask you, what was the starting point for you in this book named With Friends Like This? I was working on two projects in 2002 on the reform of Romanian intelligence services. And these were destined for an American audience. And in trying to explain phenomena which were common throughout the region, but with Romania, quite often they were working in exactly the reverse sort of dynamic, I realized that I needed to explain an earlier set of relationships in order for this to be intelligible. And so I arrived at this book, which was my attempt to real nature of relationships within the Warsaw Pact, and in particular, the relationship between Romania and the rest of the members, because there was a very great difference between those two, whereas a very similar sets of relationships between all the other members.
Profesorul Larry Watts identifică originea tratamentului diferențiat primit de România în cadrul Alianței Statelor Comuniste cu un secol în urmă. Determinante la acea vreme erau abordările ideologice, cărora istoria le-a adăugat ambițiile de expansiune conjugate ale celor trei imperii, austro-ungar, otoman și țarist. La sfârșitul secolului al XIX-lea, România era parte a planurilor de expansiune și un stat unitar, consolidat și independent, era ultimul lucru pe care l-ar fi dorit cele trei puteri. In 1848, during the revolutions of that period, Romania had been marked out by Frederick Engels. He and Karl Marx ran a newspaper called the Rheinische Zeitung, where they marked Romania and the southern Slavs as a counter-revolutionary people through their very nature. And the only resolution to this was their complete extirpation or complete disappearance from history, so that even their name and identity would be erased from history. And that would be considered to, that was considered to be a step forward in progress. So already in the 19th century, you have the ideological variant that says the Romanians have to disappear, and you have this imperialistic variant, set of imperialistic interests that also want Romanians to disappear. And the Romanians refuse to disappear. Situată geografic la mare depărtare de Statele Unite și separată politic de Occident, România nu a reprezentat de prea multe ori în istoria sa un punct de interes pentru americani, chiar dacă au fost 130 de ani de relații diplomatice. Fapt ce a determinat pe români să se întrebe tot mai rar și cu mai puțină speranță de ce nu mai vin americani. Și par atât de sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt lup. Am înțeles, așadar, la un moment dat putem spune că România s-a ridicat pe radarul american. Când anume s-a întâmplat acest lucru? Dacă putem să fim mai preciși în această perioadă, în o anumită perioadă în care România a devenit interesantă, pentru că știi foarte bine, românii s-au întrebat decenii la rând de ce nu vin americanii. De fapt... Americanii care au venit, iată, foarte târziu și, bineînțeles, ar fi trebuit probabil să ne întrebăm și de ce ar fi trebuit să vină americanii. Și poate că sunt întrebările la care cel mai bine ai putea să ne răspunzi tu. Nu, mi se pare că ai nimerit cu întrebarea aceasta, din cauza e presupus aici o întrebare ce a fost interesul a Statele Unite să vină în România. Și e interesant cum să aibă această convorbire, din cauza este exact 130 de ani de relațiile oficiale între România și Statele Unite. Chiar dacă au fost niște legăturile chiar mai vechi. Așa... Și o tradiție, să spunem, românească de a fi deschisă către Occident. Și ne referim la secolul XIX chiar. Da, de fapt, aici e niște legăturile foarte interesante. România a ridicat numai de când în când. A fost așa de departe și n-a fost un stat foarte mare, n-a avut o influență asupra situației strategice a Statelor Unite. România a fost impus de ei însuși, de românii, pe plan internațional, majoritar din cauza performanță militară neașteptată. Prima, de fapt, a fost exact în perioada Războiul pentru Independență, în 1877-78. Și aici e ceva foarte interesant. Noi am știut despre asta în Statele Unite. Din două cauze. Primul a fost că Anglia a urmărit lucrurile foarte atent și a fost cărți scris și articol scris despre asta. Dar la aceeași timp, după două încercări acolo, la Plevna, de comandant rus și armatele ruși, care n-a reușit, comandant român, de fapt atunci prințul Carol, a mers acolo și a avut acest succes cu forțele ruso-romane. Și ce a fost cel mai interesant, a fost reportat de la consul noastră la Sankt Petersburg, care a fost general George Pomuț, care a fost unul dintre generali în războiul civil în Statele Unite, un român. Coincidențele în istorie nu sunt doar simple coincidențe și cu siguranță relevanța unui astfel de aspect s-a simțit într-o percepție mai corectă pe care au avut americanii despre România? Mai corectă, dar temporar.
temporară, pentru că s-a întâmplat ceva. După asta, interesul din nou n-a fost acolo. N-a fost un interes economic, de exemplu. Și n-a fost, cum se spune, un interes din cauza proximitate. During the beginning of the Second World War, Romania certainly had a lot of sympathy from the U.S., particularly because we realized that they were between Nazi Germany and Soviet Russia, and there was really not much for them to choose between. But when they became an ally, pretty much the dynamics of alliances made it very difficult to have any sort of positive relationship. But Romania once again arrives on the scene at the very end of the war, both because Romanians had treated American POWs very well, but also because when Romania switched sides, it switched sides wholeheartedly and then dedicated something like over 500,000 troops to the battle on the side of the Allies, and should have earned a co-belligerency at the end of the Second World War. Had it done so, they would have had a seat at the table, there would have been a different set of judgments regarding what they needed to pay back, and also how much power other countries could have over them. So each time they've managed to impose themselves through this military performance, and I don't think from this perspective that it's accidental, that just as Romania was receiving its invitation into NATO in 2002, President Bush underscored that the main reasons were Romanian military performance, Kosovo and Bosnia, and by 2002 also in Afghanistan, and also the performance of its intelligence services. We proudly invite you to join NATO, the great alliance of freedom. Din mai 1955, când statele comuniste semnează la Varșovia Pactul sau Tratatul de Cooperare Politică și Militară, și până la desființarea oficială în 1991, România a făcut parte din alianța menită să asigure blocului sovietic un climat de securitate. Concepută ca o replică la NATO, organizația este bazată pe apărarea comună și reciprocă. Pactul de la Varșovia reglementează, între altele, respectarea suveranității naționale și independența politică, dar și neamestecul în treburile interne ale țărilor membre. Un principiu care avea să fie infirmat brutal de invazia Cehoslovaciei în 1968 de către armatele statelor din alianță, cu excepția României. România, prin Gheorghiu Dej la început, apoi prin Nicolae Ceaușescu, nu a acceptat consolidarea dominației sovietice asupra acestor state. Romania had been opposing the Soviets in fairly obvious ways for a while, but with apparently none of the leverage or none of the advantages that, for instance, countries like Poland, with all their connections in the U.S. with the Pope in Rome, none of the advantage that Poland had. Americanul Larry Watts scoate la lumină în cartea sa Ferește-mă, Doamne de prieteni, unul dintre cele mai bine păzite secrete ale operațiunilor de spionaj din Europa de Est. Contracararea României vreme de mai bine de două decenii de către chiar tovarășii din blocul comunist. O bănuială confirmată pe deplin de documente desecretizate din arhivele țărilor Tratatului de la Varșovia. România a fost considerată o țintă a unor măsuri active, aceasta este expresia, coordonată de sovietici și utilizând celelalte țări membre ale pactului împotriva României. Este această informație veritică? Există documente care atestă acest lucru? Da, sigur că da. Mai ales din 1968, guvernul sovietic, conducerea sovietică, a început să includă România în rândul statelor inamice. Oricât de curios ar părea, dar aceasta este realitatea. Noi eram în Tratatul de la Varșovia, eram în Caier, declarațiile publice erau de prietenie, solidaritate, dar în realitate România era tratată în acest fel de serviciile secrete sovietice și ale celorlalte țări socialiste, dar trebuie să spun că și România a luat contramăsuri, a creat în cadrul securității o structură anti-KGB. Part of the problem with clandestine operations is that quite often in the end you don't know who's working for whom, particularly because you have a lot of double bluffs. So you have a double agent, you have a triple agent.
In some cases, the agents themselves no longer know who they're serving when they're doing this. Знаете, наверное, эту шутку известную, когда человек пришел на Лубянку и говорит: «Я шпион, хочу сдаться». Ему говорят: «А вы чей шпион?» Говорит: «Американский». Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. «Я американский шпион, хочу сдаться». «А у вас оружие есть?» «Есть». «В седьмую, пожалуйста». «Он в седьмую». «Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие». «В десятую». «В десятую». «Шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие». «А средства связи есть?» «Есть». «В двадцатую комнату пришел я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться». Его спрашивают: «А задание-то у вас есть?» «Есть». Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Am ajuns la războiul rece, inevitabil după cel de-al doilea război mondial. Trecem într-o altă formă de război, mult mai, să spunem, mai subtilă, mai, cu o componentă ideologică mai, mai pregnantă. Și aici, intrarea României în sfera de influență sovietică, practic, ne-a delimitat, ne-a despărțit și mai mult față de Statele Unite. Dar aici vorbim despre acea eroare de percepție, care se poate să fie indusă, nu? Pentru că cartea ta despre care vorbim în acest documentar este vorba de un titlu foarte interesant, Cu așa prieteni. Tocmai asta demonstrează că a existat o percepție greșită despre România. Da, a fost unul care a fost mai mult decât indus. Mai mult decât indus? A fost creat separat total, un fel de univers paralel. Evoluțiile de pe scena internațională imediat după 1945 nu confirmă speranțele configurate la Ialta. URSS trimite semnale clare ce fel de politică va urma atunci când începe să impună modelul sovietic în țările aflate în sfera sa de influență. Se creează astfel un bloc estic format din statele ocupate de Uniunea Sovietică, unele anexate, altele devenind sateliți. Statele Unite adoptă o atitudine mai intransigentă față de URSS și strategia sa de a-și răspândi ideologia la nivel global. Începe astfel politica de îngrădire. La 12 martie 1947, președintele Truman declară sprijinul necondiționat al americanilor pentru popoarele libere care vor rezista tensiunilor din exterior, cu referire clară la orice stat amenințat de comunism. Doctrina Truman începea din acel moment să conducă politica externă americană și coincidea cu împărțirea lumii în două tabere care va dăinui pe toată durata războiului rece. Din acest moment devine clar că orice negociere sau concesii reciproce devin imposibile. 5 iunie 1947 este lansat Planul Marshall pentru cooperare cu Europa, direcționat și spre guvernele aflate în sfera de influență a Moscovei. Crezând că Statele Unite încearcă să cumpere astfel realinierea pro-americană a țărilor europene, Stalin nu le permite țărilor din Est să primească ajutorul promis prin Planul Marshall. În 1948, sovieticii organizează o lovitură de stat în Cehoslovacia, singurul stat căruia îi se permisese să aibă structuri democratice, iar violența evenimentelor sperie lumea occidentală. Moartea lui Stalin în 1953 și venirea la putere a președintelui Eisenhower în Statele Unite schimbă însă dinamica războiului rece. Atât timp cât a trăit Stalin, Uniunea Sovietică a reușit performanța să păstreze această disciplină de bloc. Conferința de la Geneva din 1955 aduce față în față SUA și URSS, dar și nevoia de a lua o pauză după mai bine de un deceniu de război. Pe frontul european, evenimentele sângeroase ale represiunii Revoluției Anticomuniste Maghiare din 1956 arată că Uniunea Sovietică își va menține sfera de interese chiar și prin forță, dacă este nevoie. Elita politică din toate aceste țări din spațiu sovietic realizează dependența, conștientizează dependența foarte mare a lor în raport cu Uniunea Sovietică și încep ușor, ușor, fiecare dintre ele, în grade diferite, să-și, dacă vreți, să-și creioneze o anumită individualitate. Care a fost relația adevărată cu statele din Pactul de la Varșovia? Am fost considerați chiar un stat inamic de către unele dintre acestea. Adică relațiile au fost tensionate. Dincolo de strângerile, de îmbrățișerile de la, care aveau loc cu ocazia vizitelor la nivel înalt, relațiile au fost foarte proste. Se dezvoltase din partea celor din jurul nostru o adevărată activitate care viza blocarea inițiativelor românești. Așadar, nici vorbă de prietenie între state, chiar și ele aliate în cadrul blocului comunist. Mai degrabă deduc din ceea ce spui că a fost
100% un război clandestin dus împotriva României pentru a o izola și pentru a o decredibiliza ca partener. Care sunt documentele care ți-au spus acest lucru despre România? Cu unul dintre comoarele care a fost descoperit după 89 a fost arhivele din Pactul Varsovii, dar unul dintre cel mai explicit despre acest război împotriva România a venit de la Germanii de Est. Și aici e foarte ușor de înțeles. A fost un proiect a Uniunii Sovietică, în special, de la 89 cel puțin, până la 90-91, până la sfârșitul, să strage toate documentele legate cu securitate sovietică din arhivele fost membrii de Pactul Varsovii, de fapt atunci chiar membrii de Pactul Varsovii. Aceeași lucru a fost aplicat în România, dar nu formal ca acolo. A fost numai o țintă de oameni care au vrut să acopere acest lucru. Din nefericire pentru Uniunea Sovietică, pentru acest proiect, dar pentru, din fericire pentru așa cunoștință noastră, edificiul de stat și de partid în Germania de Est a prăbușit prea repede să facă asta. Și în 2002, mi se pare, unul dintre dosarele destul de plin, dar și alte documentele a fost refăcut de la de atunci, a arătat acest schiță, un fel de roadmap, un orientare asupra acest atacuri, operațiune coordonată a Pactul Varsovii împotriva României, care s-a început, se pare, chiar la începutul anii 60, dar cu o vigoare și o coordonare mult mai intens după 68. Este un război, așadar, clandestin, dus cu siguranță cu mijloace neconvenționale și aici vom intra mult mai mult în detalii pentru a vedea care au fost, de fapt, operațiunile împotriva României. Și este exact demersul pe care cartea ta, cu așa prieteni, reușește să le aducă în față. Kremlinul a început să trateze România ca pe un stat ostil în 1962, când Hrușciov le-a ordonat statelor membre aflate în strânsă cooperare, RDG, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria și Polonia, să restricționeze cooperarea în materie de spionaj cu România. Există o carte a unui american, David Floyd, care, după părerea mea, reflectă cel mai bine, redă cel mai bine statutul României. Cartea se numește Dissident Ally, aliatul dizident. Deci România era nesigură. Sovietici percepeau România ca fiind o țară nesigură. Era, am zice așa, un soi de berigă slabă a acestui monolit care era lagărul sovietic. Nu doar sovieticii aveau interesele lor specifice în aceste operațiuni, ci Ministerul Securității de Stat al Germaniei de Est, Stasi, avea propriile motive de ostilitate. Bucureștiul refuzase să recunoască divizarea permanentă a Germaniei și încheiase un acord negociat în secret cu Germania de Vest la sfârșitul anului 1963. A lot of the disinformation operations, what the Soviets called active measures, they were based on a plausibility. This, what the Warsaw Pact ended up developing, the Soviets ended up developing, was an entangling policy. A policy which both sought to encumber Romania so that it couldn't move closer or further away from the east and closer to the west. După știința mea, nu există în circuitul științific decât un singur set, să le spunem așa, de documente provenite din arhivele fostului KGB, care să ateste acest tip de măsuri active de care vorbiți dumneavoastră împotriva României. Este vorba de așa numită arhivă Mitrohin. Mitrohin era un lucrător al KGB-ului care fusese dat la munca de jos și fusese trimis la arhivă. Într-un fel, nu știu, n-aș putea să vă spun din frustrare sau conștientizase el la un anumit moment că ceva nu e în regulă cu sistemul, s-a hotărât să copieze documentele care îi treceau pe sub ochi. Între timp, documentele astea au ajuns în Occident și ele au fost publicate într-o lucrare care chiar așa se și numește Arhiva Mitrohin, care conține documente foarte importante ale KGB-ului. Potrivit acestor documente, Uniunea Sovietică a inițiat împotriva tuturor statelor din lagărul socialist o amplă operațiune cu nume de cod Progres, care viza trimiterea de agenți sovietici, dar sub masca unor turiști, a unor oameni de afaceri, a unor străini plecați de mult în străinătate și care se reîntorceau în țările de unde plecaseră,
în toate aceste țări socialiste. Operațiunea a fost declanșată în 1971 și în cadrul acestei operațiuni sovieticii au trimis, că avem aici, am notasem, au trimis așa, 13 agenți în România, 9 în Iugoslavia, 7 în Germania de Est, 4 în Ungaria și 3 în Bulgaria. În 68, în București au apărut dintr-o dată, exact după un scenariu care se va repeta 21 de ani mai târziu, au apărut turiști, o grămadă de turiști în mașini cu inscripția Balkan Tour, dar turiștii n-aveau nici copii, nici neveste, erau numai bărbați, bărbați tineri. Mare parte dintre aceste autocare în zilele lui August au tras aici, în piața Palatului și în alte zone centrale ale Bucureștiului, puncte strategice. Romania has a number of these issues, both with the former Soviet Union and also with Hungary, that are very painful to deal with. So it's difficult for the other sides to even start broaching those issues. And in some, on some cases, they're still in denial on these issues. So this stuff, though, gradually comes to light. In the 80s, there was a massive wave of disinformation of the public opinion regarding the United States' interests here in Romania. Is this why the policy of independence from Moscow was perceived as contradictory? Very much so. There were a number of plausible factors related to Ceausescu's domestic regime, which lent plausibility to these other factors. So, for instance, Romania was definitely communist. It was not engaged in reform or liberalization. And it had a horrible economic situation, which many people domestically interpreted as being part of a repressive policy. In fact, Romanians were paying the full cost of communist system. All the other East European countries received massive subsidies from the Soviet Union, talking hundreds of millions of dollars on a regular basis. Bulgaria, and Bulgaria especially, the Romanians didn't have that. Ever since the 50s, the Romanians were receiving no subsidies from the Soviet Union. România nu era lovită doar economic, ci și prin atragerea în jocul disputelor a uneia dintre cele mai sensibile teme, problema Transilvaniei. De această dată, într-un plan mult mai subtil, acela al influențării opiniei publice occidentale prin fabricarea unei percepții eronate, alimentate pe filieră ungară. Scopul măsurilor întreprinse de membrii Alianței Comuniste era acela de a proiecta România ca un stat agresiv, intolerant, angajat în genocid împotriva minorităților și amenințător la adresa vecinilor. This disinformation was also aided by particular interests that are tied up with these old these sort of old battles over territory and population. The Hungarians in particular had started publicizing in the U.S. in the 60s already the idea that genocide was being committed against the Hungarians in Transylvania. By the end of the 60s, in fact, there were lots of American researchers in Transylvania, and you know, there's no way, shape, or form that you could justify this accusation. However, by the early 80s, even the number of researchers coming over to Romania was becoming less and less, and by 84, basically, it dried up. So that by the mid-80s, it was plausible because nobody knew what was really going on. I worked on and off as an intern several times at Radio Free Europe during the early 80s. I was reading reports where two Hungarians on the street could not speak Hungarian to each other. It was outlawed. That a Hungarian doctor could not treat a Hungarian patient in Hungarian. They had to use an interpreter or use sign language. And that the Romanians were actually wiping clear Hungarian gravestones. And these were being reprinted in analyses that were created at Radio Free Europe, which the analysts there were generally very serious. So it sort of took me by surprise because I was still going in and out of Romania, and I'd never heard of anything like that, much less seen anything like that. I later discovered, I mean much later, because I wasn't, inter-ethnic relations wasn't something I came to in a professional sense until 1990, 1991. I later discovered that in the late 1980s, in 1985, but especially in 1989, this was happening in Eastern Europe. But it wasn't the Romanians doing it, and they weren't doing it to the Hungarians. It was the Bulgarians doing it to Turks. This resulted in 1989 alone in over 350,000 Turks being more or less forcibly expelled from the country.
So all these accusations against Romania had a plausibility because they were happening at that time in that area, just not in Romania. Cartea scrisă de American, da, da. Aș dori un comentariu. A spune că e o carte scrisă, după părerea mea, așa de un om cu o cu un trecut așa foarte foarte tumultuos, aș spune, pentru că Larry Watts, din câte știu, cunoaște România de dinainte de Ceaușescu și drăznesc să afirm că e scris așa de un soi de insider, de un om care cred că știe mai multe decât a declarat în carte. Știu că este istoric, preocupat de istoria României, mai ales de anii 30, de totalitarismul de dreapta, regimul dictatorial Antonescu, chiar are și niște cărți pe problema asta și nu vă ascund că apariția cărții a constituit o surpriză plăcută, pentru că am constatat că și Statele Unite erau la fel de preocupate, cel puțin asta e percepția mea, erau la fel de preocupate de România, tot atât de mult ca și Uniunea Sovietică. De aici, așa îmi explic eu și titlul cărții, Friend Like This, pe care aș traduce cu prieteni care ăștia, mai bine nu. In the United States, if you were specializing on these East European countries, unlike myself, usually you had some link. Well, that was also one of the reasons why you would end up working for government, particularly the intelligence services in the U.S., if you for foreign intelligence, for CIA, for instance. So naturally, a lot of the East European specialists had a Polish or a Hungarian background because they were the largest emigre groups interested in the area in the first place. Well, this had some unintended consequences, particularly when it has to do with a conflict between two countries where we don't have a major identifiable interest. We were unaware of the whole clash over Transylvania. I mean, this wasn't something the United States focused on. Sovieticii au folosit cu abilitate acest conflict româno-maghiar. L-au folosit atunci când au avut nevoie și în ceea ce îi privește pe români și în ceea ce îi privește pe unguri. Englezii și americanii au fost extrem de atenți la problema not transilvaneană. Aici trebuie să spun că foarte mulți sfătuitori ai celor două guverne, britanic și american, erau de origine etnică ungară și jucau evident cartea Ungariei. In 1989, at the time of the revolutions, the main unit within the CIA responsible for things in Eastern Europe and for Romania was the Soviet East Europe unit, the SE division. In the SE division, the most important person was the director. We relied on his chief of operations, who was Hungarian born and raised and had actually been a Hungarian official before he left Hungary with apparently some forged documents in the late 50s, after 56. So this man had arrived to be basically the same as a three-star general in the United States in charge of intelligence for Eastern Europe. So he's the person who is telling, who is informing about what is going on in Romania. Well, the head of the Romanian account at the time, the Romanian desk within the CIA, was also born and raised in Hungary. It was a coincidence. Well, in the United States frame, this could easily be a coincidence. The problem is that these people would have sympathies, and certainly they would be in contact with people that who had sympathies that were very much negative towards Romania, and particularly negative towards interpretation of things that were going on in Romania. So these things need to be checked. Later on, there were accusations that the chief of operations had actually been a Soviet spy. And so therefore, there's a real question as to how much good information even the United States was getting at the intelligence level. Aș spune că sovieticii, pe de o parte, erau mult mai aproape de noi și în al doilea rând, cred că serviciul de spionaj sovietic e cu mult peste cel american ca profesionalism. Cred. Succesele KGB-ului sunt cu mult mai mari decât ale CIA-ului în perioada războiului rece și momentul în care reușesc să planteze microfoane în locuința ambasadorului american la Moscova, presfârșitul războiului rece, 88-89, reușesc să-l recrutez pe șeful direcției Rusia din CIA, nu cred că... Adică succesele americanilor aici nu prea...
categoric în opinia mea, sovieticii au câștigat bătălia pe frontul ăsta al informațiilor. Al doilea război rece, așa au numit unii istorici perioada 1979-1985. O escaladare a tensiunilor între SUA și URSS, marcată de războiul din Afganistan, denunțarea comunismului de către președintele Reagan, mișcarea Solidaritatea în Polonia și o cursă a înarmărilor devenită prea costisitoare. Reagan a venit cu o altă idee, și anume războiul stelelor. O înarmare de asta excesivă, inclusiv în cosmos, cercetările ulterioare au dovedit că asta a fost un bluf, că nu se putea face efectiv o înarmare în cosmos care să asigure securitatea totală a Statelor Unite. Așa ceva nu se poate. Dar sovieticii au intrat în acest joc și au alocat toate fondurile pentru înarmare, pentru a ține pasul cu americani. Și au secătuit cu totul economia sovietică. And so, who trust who in the end? Well, part of the problem with clandestine operations is that quite often in the end you don't know who's working for whom, particularly because you have a lot of double bluffs. So you have a double agent, you have a triple agent. In some cases, the agents themselves no longer know who they're serving when they're doing this. It's sort of the wilderness of mirrors. It's often been described, that world. But in the Romanian case, there are some very real aspects to this, because if Romania is losing its contacts, if it's losing its access, if it's losing its ability to play on the international stage, it risks very much becoming an object of international politics rather than an actor in them. And this was very much an aim of the Soviet Union and the Warsaw Pact. Dacă noi vom avea acces la arhivele serviciilor speciale, la toate arhivele serviciilor speciale, istoria trebuie rescrisă. Și cartea lui Larry Watts îmi confirmă acest lucru. From one perspective, it's this problem that the domestic situation had been so poor that the focus was on, it was, in fact, you can see this with the continuing questions about the Securitate. What's going on with Securitate? Are they gone? Are they coming back? It wasn't with the history of what Romania had done externally. There was very little interest in that. It was more in finding the guilty for what had occurred domestically. That was part of it. Another part was the shift in priorities, the radical shift. Romania was sort of an institutional and organizational disaster after the revolution. There had been enough violence, but also the initial decisions taken to dissolve the Securitate and move it over to the military, but then to dissolve basically the state edifice, the party edifice. This was something that had not been done in the other countries. The other countries all negotiated their transfer of power, which meant that all their institutions and organizations, although they would have a different role and they would be focused on different issues, they continued to exist. In Romania, this was a major problem. Dacă o asemenea carte o scria un român, atunci probabil că avea o mică credibilitate, pentru că noi de regulă suntem foarte suspicioși. Fiind vorba de un american, sigur lucrurile au o altă, să spun, forță de convingere. Former member states of the Warsaw Pact still are very parsimonious in giving away or publicizing documents of the intelligence operations. Part of it is because many of them have the same neighbors and they might have similar operations going on. So there is a huge possibility that the same kind of operations that you spoke about are still going on today, nowadays. Certainly, there are certain sorts of interests that I won't say are eternal, but they transcend any particular political regime. These are very hard to deal with. Romania has a number of these issues, both with the former Soviet Union and also with Hungary, that are very painful to deal with. So it's difficult for the other sides to even start broaching those issues. And in some cases, they're still in denial on these issues. So this stuff, though, gradually comes to light. I mean, the truth will out. It's, sometimes it's more of a divine enlightenment than a... Imperiul sovietic s-a prăbușit parcă și mai brusc decât răsărise. Slăbiciunea intrinsecă a sistemului sovietic a fost că treptat liderii și-au pierdut simțul măsurii, supraestimându-și capacitatea de a controla cuceririle militare și economice, aprecia fostul consilier american Henry Kissinger. Când Gorbaciov a preluat puterea, problemele pe care le moștenise erau cu adevărat dificile, dacă nu chiar insurmontabile.
40 de ani de război rece lăsaseră URSS cu aliații impliciți ai doctrinei Brejnev, statele est-europene, dar cu inamici semnificativ mai puternici, cărora li se alăturase și China din motive pragmatice. Expansionismul sovietic în lumea a treia era nesustenabil și a secat Uniunea Sovietică de resurse. Nici noua abordare a lui Gorbaciov, nici perestroica, nici glasnost nu mai aveau capacitatea de a stopa inevitabilul declin al Imperiului Sovietic. Paradoxal, încercările de reformare i-au accelerat căderea. Războiul rece se încheie astfel în 1991, cu o victorie americană, o victorie a democrațiilor. Cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă, este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste, să încalce libertatea și independența unui